Fotbal cu cântec în Liga 4-a fotbalistică, Seria Sud, unde etapa 19 a depășit anonimatul ultimelor etape. Pe stadioanele județului, mai multe întâlniri ieșind din liniștea cu care Liga 4-a ne-a obișnuit. Progresul Valea Dragului a făcut scor în deplasare la Vedea, în timp ce Dunărea Oinacu a încurcat formația Mihai Bravu, scor final 2-2, egal la Vărăști în partida cu formația din Călugăreni, un 5-5 care poate să nu fie scorul final, pentru că ambele echipe au făcut contestații. Victorie la limita acasă, 2-1 a Realului Colibă, cu Spicul Izvoru și scor de Maidan 10-1 a Turnarilor din Malu, în deplasare la Prundu. Ajungem la partida cu cântec de la Hotarele, unde liderul Dunărea a învins cu 10-1 după un mare scandal în care arbitrul Ionut Stan a fost lovit de suporterii echipei gazdă, care au patruns în teren nemulțumiți de o decizie de eliminare a unui jucător, la scorul de 6-1 pentru Dunărea. Ultima partidă a etapei a pus față în față pe Asevoința Slobozia și CS Unirea Izvoarele, într-o întâlnire terminată cu victoria fotbaliștilor din Izvoarele, cu scorul de 5-1. După această etapă, primele trei poziții din clasament rămân neschimbate, dar formația din Mihai Bravu a pierdut un tempo în urmărirea locului 3, ajungând la 7 puncte de Unirea Izvoarele. Iată în continuare clasamentul la zi.